Bună ziua, dragilor, și bucă să la treia cu profunda în iată, suntem din nou împreună. Și voi n-ați auzit, dar Ștefania mi-a pus gând rău. Asta e. Deci temă pentru o casă, da, Ștefania, deocamdată. Da. Temă pentru acasă. Nu vă mai spun ce gând rău mi-a pus, pentru că... De atâtea ori... Da, o să vedem cu toți, sigur. Deci se va termina urât pentru mine, așa simt, dar nu-i nimic. Dă-i drumul, să rog. Dintr-un balon de pântă, într-o zi s-a vândut dimineața 12 metri și încă 7 pe 10 metri. Deci, 12 metri. Și încă 7 pe 10 metri. 7 pe 10 metri. Iar după amiază, 9 metri și încă... 7 pe 10 metri, da. Plus, da? Deci, în prima etapă. După amiază, la a doua etapă. 9 metri și încă 2 pe 10. Plus? 2 pe 10. 2 pe 10. Metri. Aflați lungimea totală a pânzei vândute în acea zi. Mai citești o dată. Dintr-un balot de pântă, într-o zi s-am vândut dimineața 12 metri și încă 7 pe 10 metri. Iar după amiază, 9 metri și încă 2 pe 10 metri. Așa. Aflați lungimea totală a pânzei vândute în acea zi. Deci cât s-a vândut, da? Da. Și tu cum propui să faci? Păi, dacă e într-un fel 2 plus 7 pe 10, 12 plus 7 pe 10, sau o dată, apoi încă o dată atât, trebuie să vedem că s-o vândut total. Ce trebuie să facem cu cele? Să le punem la un loc. La un loc, da, adunăm, sigur că da. Deci, total va însemna. Total înseamnă 9, nu, 12 deocamdată, dar 12 plus 7 pe 10 și plus 9 plus 2 pe 10 așa, care înseamnă, în final, adunare, pur și simplu. Putem să adunăm 12 și 9 face cât? 21 plus 7 pe 10, da, și plus 9, 2 pe 10. Puteam să ne adunăm pe ăștia ultimele, că sunt de așa cu aceeași da, mitor. Și atunci 21 plus 9 pe 10. Așa, iar acum să adună cel la același numitor, că nu avem alte soluții, nu? El la același numitor, păi, putem... Simplificăm cu 20, cu 10, nu? Pe 21. A, da. Că numitorul său e 1. Da. Da, și face 210 plus 9, totul pe 10, da? Și face 219 pe 10 metri. Și egal cu, cum noi știm și am mai furat câte ceva de la cei care lucrează cu numere decimale, ar însemna 21,9 metri. Da? Deci punem virgula la stânga peste o decimală. Deci asta se înțelege că ar fi la sfârșit și când am zis supra 10, am mutat-o la stânga. Deci e clar că 21 plus 9 zecimi înseamnă 21 pe 9. E 21 plus 9 zecimi. Da. Adică după virgulă se află 9, cifra 9. Da, e 21,9. Corect. Altă problemă? Într-o grădină, Mary reprezintă 6 pe 13 din numărul total de bombe. Mary, cât? 6 pe 13. 6 pe 13 din total. Da. Iar Calișii reprezintă 2 pe 13 din numărul total de bombe. 2 pe 13 și tot din total. Da. Ce fracție reprezintă Mary și Calișii la un loc din numărul total de bombe? Mary și Calișii, da? Da. Așa, ce fracție reprezintă Mary și Calișii la un loc din numărul total? La un loc. Când zici la un loc, ce trebuie să facem cu cele... Să le punem... Să le adunăm, nu? Adunăm, da.
Asta înseamnă mărimile acestea. Deci da. 6 pe 13. 6 pe 13 plus 2 pe 13. Și face? 8 pe 13. 8 pe 13. Asta a rezultat. Deci 8 pe 13 din total. Ne-a întrebat ce fracție reprezintă la un loc Meri și Caișii. Răspunsul, 8 pe 13. Da. Dar ce fracție? De care este valoarea din total a fracției respective? Deci este 8 pe 13, corect. Alta? Onci clipa parcursă... A treia problemă, da? Da. Deci un ciclist a parcurs? În prima zi, 5 pe 29 din tot drumul. 5 pe 29? Din tot drumul. Din total. Da. A doua zi, 7 pe 29 din tot drumul. 7 pe 29, iar din total. Da. Din tot drumul. Ce fracție din total i-a mai rămas de parcurs? Mai întâi să vedem cât fac împreună. Da. Și când dacă zic împreună? 5 pe 29 plus 7 pe 29. 5 pe 29 plus 7 pe 29 și face cât? 12. 12. Pe 29. Cam aceeași uită, da? Da. Și acum ca să vedem ce fracție eu mai rămas. Scădem din total, din 1. Da. 1 care e 29 pe 29. Așa poate fi 2, 1, da? 29 pe 29. Scădem cât o parcurs, 12 pe 29. Și 29 pe 29. 29 pe 29 minus... 12 pe 29. Da, înțeleg de ce am zis 29 pe 29. Pentru că au numitorul 29, da? Puteam zic și 3 pe 3. Minus 12 pe 29, ca aceeași lucru, da? Ca să mai ajung la aceeași numitor, sper timpul, da? Și ne dă 17 pe 29. 17 pe 29. Asta e răspunsul. Ce fracție mare din parcurs? Răspuns, 17 pe 29. Apoi. Calculați. Deci 1 pe 17. Plus 2 pe 17. Da. Plus 3 pe 17. Da. Plus 1 pe 10. Plus 39 pe 17. Plus 39 pe 17. Egal cu? Păi, avem același numitor. Sigur că da, punem un singur numitor 17. Iar la numărul tot ce facem. Păi, sunt 39 de numere. Deci adunăm. La numărul spunem 1 plus 2 plus 3. Așa se știe eu din fracții. Când au aceeași numitor, se scrie numitorul comun și se adună. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 39. Și cât face oare asta? Păi, fracția de sus e o sumă în fracție de sus. Numărătorul. Numărătorul. Așa. Deci numărătorul este... Suma aceea Gauss, cum ai spus. Da, 39 minus... Da, plus 1. Deci primul plus ultimul. Da. 1 plus 39. Ori cât sunt ei? 39. Ori 39. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Totul supra 17, da? Da. Nu știu. Și egal cu? 40 împărțit la 2, 20. Face 40 împărțit la? 2. La 2 de aici, da? Da. Și ar face 20 ori 39. 20 ori 39 supra 17, nu? Rămâne 17 aici, da? 20 ai spus, da? 20. Ori 39 supra 17. Și acum, să mulțim pe 20 cu 39 și împărțim la 17. 780. Da. Ca face la înmulțire, cât ai zis, 780? Da. 780 supra 17. Da.
Și acum povestea e dacă se împarte exact. Dacă nu, rămâne șanță în formă de fracție. Că noi lucrăm cu fracții, nu? Da. Deci dacă fracția aceea este ireductibilă, adică să vedem dacă mai are alți divizori. Da. Alți divizori se mai poate împărți decât 17 fiind număr prim, numai prin 17 mai sperăm să se împartă. Exact. Ia vezi, se împarte exact prin 17. Deci trebuie să vedem dacă părțirea se face exact. Nu se face în părțirea exact, așa este. Altceva să calculăm. Deci am zis, egal, ne-ai propus să calculăm asta, am făcut tot, altceva. 1 pe 8 plus 2 pe 8 1 pe 8 plus 2 pe 8 plus 3 pe 8 da. Plus 8 pe 8 plus 80 pe 8 80 supra 8 egal. Avem același numitor. Sigur că da. 8. Corect. Și la numărător scriem avem 8 plus 2 plus 3 plus 8 pe 8 plus 80. Așa. Suma este 80 plus 1 ori 80 împărțit la 2. Suma egal cu 81 împărțit la 2. 81 împărțit la 2, 81 ori 80 împărțit la 2, da? Da. Deci egal cu 81 ori 80. Ori 80. Împărțit la 2, supra 8. Ar veni cu 80 împărțit la 2, ar merge. Da, da, 81 împărțit la 81 ori 40, nu? Da. Deci egal cu 81. Ori 40. Împărțit la 8. Nu? Supra 8. Da. Supra 8 înseamnă împărțit la 8. Și cât face? 81 ori cât ori 40 împărțit la 8, da? Da. 40 împarte la 8 foarte ușor, simplifică cum ar veni și face 5. Da. Și rămâne doar... cât? Rămâne 81 ori 5. Da. Ia vezi că face 81 ori 5. Da? Răspunsul 405 la suma asta. Împărțirea s-a făcut exact, da? Și ți-a dat 405. Eu am zis așa, că ai spus tu 81 ori 80 împărțit la 2 supra 85, dar puteam să zici 81 ori 80 supra 2 ori 8, 16. Da. Da? Că 2 ăsta, fiind la numitor, până la numitor, mai bine apare împărțirea. Da? Altceva? Încă mai avem aici, da? Alte ghișiți. Mai da? 1 pe 2 plus 5 pe 7. 1 pe 2 plus 5 pe 7 plus... Atât. Atât? Da. Hai. Ca să avem același numitor, în prima amplificăm cu 7 și în a doua cu 2. Da. Atunci o să vină 7 pe 14 plus... 17 pe 14 și atunci la 17 pe 14. 17 pe 14 ar fi răspunsul. Mai este reductibil sau ireductibilă? Ireductibilă. Ireductibilă. Altceva. 5 pe 3 plus 4 pe 9. Facem la fel. Prima amplificăm. 5 pe 3 plus 4 pe 9. Sau putem simplifica în a doua cu 3. Nu merge, că nu vrea sus, 4, jos. 4, e 4 sus, dar nu avem cum. Așa. La prima amplificăm cu 9 și la... Nu, eu cred că 9 e suficient. E și la una și la alta. A, că 3 s-a înglobat în 9. Da. Deci nu amplificăm pe 3 și avem...
15 pe 9, da. Plus 4 pe 9. Și ne dă 19 pe 9. Puteam să spunem un singur 9 și eu ziceam 15 plus 4, da? Și așa da. E. Bine, însă mai târziu o să vezi mărimă de numerul, da? 19 pe 9. Apoi. Alta. Calcula. Abis deschide. Da. Așa. 1 minus 1 pe 2. 1 pe 2. Minus 1 pe 3, da? Da. Păi putem face scăderea, care e 1 minus, de fapt nu face, că n-avem același numitor. N-avem același numitor, sigur. Păi pe prima... Hai la cu toate trebuie să lucrăm. Cât ar fi numitorul? Aici putem zice 1 pe 1. Ca să fie, da? Și care ar fi numitorul? Care ar fi cel mai mic număr la care se împartă și 2 și 3? Și 1 și 2 și 3. Cel mai mic la care se împarte și 1 și 2 și 3 este? 5. 6. 5 nu se împarte la 2. Tu le-ai adunat 2 și cu 3, de exist 5, nu? Da. Păi da. E bine, e vorba de un număr care se împarte exact și la 2 și la 3. Deci cel mult înmulțite, 2 ori 3. 6. Dar nu totdeauna, trebuie să fim atenți însă. Merge și 12, dar 12 nu e cel mai mic. E mai mare decât 6. Ne căutăm pe cel mai mic. Și atunci, 6, zi te rog. La prima înviptă cu 6, la următoarea cu 3, și aici cu? Nimic. Cu 2. Ah, cu 2, da, ca să avem. Da? Păi 6 trebuie să da. Îl împărțim pe 6 ăsta, îl împărțim la 1 și ne amplificăm cu 6, îl împărțim pe 6 la 2 și amplificăm cu 3, și îl împărțim pe 6 la 3 și amplificăm cu 2. Așa trebuie să gândim. Da. Da? Egal mai departe cu? 6 pe 6. Face 6 pe 6. Minus 3 pe 6. Da. Minus 2 pe 6. Și face un singur 6. Putem să facem asta de la început. Da. Să descrieți un singur 6 și vine 6. 6 minus 3 minus 2. Și este 1. 1 pe 6. 1 pe 6. Da. Că trebuie să pun și numitor, altfel nu e corect. Alte lipsuri? 13 pe 43. 13 pe 43. Minus 8 pe 43. Da. Minus 11 pe 43. Da. Și egal cu? Păi avem același numitor. Da. Și facem scăderea. Vorbește tu, că eu mă duc un pic să... Păi, putem face 13, adică punem același numitor jos, 43, putem scrie ca 13, minus 8, minus 11, și... și ne dă 6, pe 43. Deci face cât? 13 minus 8, minus 11 pe 43. Da. Și 6 pe 43. Și finalul este 6 pe 43, da? Da. Bun. Alta? Am terminat tema. Hai să mai exersăm un pic să fim siguri. Da, nu, nu, nu. Nu cred că e de exersat. Mai Ștefanel. Nu mai mulțiți vorba. Hai, ștergi în spate, mă întrebi. Da, da, o ștergi. Eu mă gândeam să mai exersăm aici pentru că sunt niște slăbăciuni ca pozitiva și că nu ești atât de sigură. Da, da. Înțelegi tu? Dar dacă am să... Eu mă pot concentra, să știi. Dacă am tot timpul în minte faptul că tu ai niște slăbiciuni și nu ești sigur acolo, eu tot timpul am să mă gândesc la asta și dacă nu am să mă pot concentra, da. O să revin la chestia asta.
Da? Da. Și ce propune? Eu propun așa, să încercăm ce vrei să-mi dai tu și dacă nu mă pot concentra, este semn că devin, revenim ca să ne uităm acolo, da? De. Poftim. Arătați că paranteză rotundă. Arătați că paranteză rotundă. Paranteză rotundă 1 plus 1 pe 2. Închidem paranteza. Ori paranteză rotundă 1 plus 1 pe 3 este egal cu 2. Și calculați paranteză rotundă. După ce facem chestia asta. Da, și calculați paranteză rotundă 1 plus calculați 1 pe 2. 1 plus 1 pe 2. Ori 1 plus 1 pe 3 ori puncte puncte ori paranteză rotundă 1 plus 1 pe 45. Oh. Egal. Ori la treabă. Mulțumesc frumos, păi ești, știi că și tu trebuie să fii aici în lângă mine. Dar asta mă poți ajuta. Păi acolo putem să, pe 1 îl putem scrie ca 1 pe 1, hai să luăm. Deci 1 supra 1 plus 1 pe 2, totul de înmulțit cu 1. Așa, totul de înmulțit cu 1 supra 1 plus 1 pe 3. E egal cu muncim, să vedem când ne dă. Ca să aducem la același umitor, amplificăm cu 2 la sumă. Așa. Și ne dă 2 pe 2. Plus... Dar deodată ți-am zis eu, zice, 2 plus 1, totul 2. Pe 2, da? Da. 2 plus... 2 plus... Totul pe 2, ori, de cu ce facem la fel. Ori, același 3, adică da. 3 și 1, nu, 3, 3 plus 1. Ori 3 plus 1, totul pe 3, 3. Da? Da. Și egal cu? 2 plus 1, 3 pe 2. Și egal cu 3 pe 2, ori? 4 pe 3. Ori 4 pe 3. Și egal cu? La. Înainte de a face mulțirile, știi că trebuie să facem simplificările. Da. Și este 3 cu 3. Nu mai duci la același numitor aici, nu? Nu. Nu. Greșeală, da? Deci cu 3, cu 3 se simplifică. Da. Și poate 1, 1. Cu 2. Da. Mai poate fi sub 2 și 1. 1. Da. Face și rămâne 2. 2 pe 1 egal cu 2. Da. Perfect. Este corect. Bun. Am prins un pic de curaj, să știi. Eu mă gândesc că așa se fac la fiecare fract, la fiecare paranteză. Și poate pe acolo când vine niște fracții înmulțite, și poate face simplificări. Deci reușita de aici mă îndeamnă să cred că am șansă să-l fac și pe ăla. Da? Hai să încercăm. Păi, pe primele două le-am făcut și... Nu, eu zic să scriu la un cap, la altul, cât mai multe fracții de acolo, știi? Uh-huh. El nu se văd toate. Da. Dar la prima știm ce să zicem. În loc de primele două, zicem... 2 plus 1 asupra. Adică... 2 plus 1, adică 3 pe 2, nu? Da. Deci ar veni 3 pe 2. Ori? Ori 4 pe 3. Ori 4 pe 3. Ori? Cât ar să fie? 5 pe 6. 5 pe... A, 4. 5 pe 4, la unitate, nu? Da. Da. Ori 5 pe 4. Ori? Mai scrim încă una. Ori 6 pe 5. Da. Și ori puncte, puncte. Ori? Ori 4 ar fi 45. Și cu 1, când aduci același numitor, 45 da. Cu 1. 46 pe 45. 46 pe 45. Știi tu cine este în față? 45 pe 46. Pe 45, 45 pe 44. Așa. Deci ești mai 45 pe 44. Și în față, mai în față. Și în față 44 pe 43. 44 pe 43. Și cam atât să-i lăsăm. Și da. Acum să observăm ceva. Se simplifică 3 cu 3, 4 așa. 4 cu 4, 5 cu 5. 6 cu 6. 43 cu 43, vedeți așa o diagonală. Da. Așa. 45 cu 45 și rămâne doar 46 și cu 2. 46 supra 2. Da.
Da. 46 la numărător și 2. Deci egal cu 46 supra 2. Care face că 23. Că 4, da. 2 în 4 e 2, 2 în 6. M-a făcut. Așa a fost, nu? A fost o registru frumos, interesant, l-am făcut. Mai tăi una. Acum că am prins curaj. Hai să vedem. Hai să vedem. Arătați că... Dar tot așa rămâne valabil. Dacă eu îmi amintesc ceva care înseamnă că tu o slăbiciune de-a ta, eu mă pot întoarce, da? Da. Bine. Arătați că... 1 supra... Dar mai e frică, sau de ce? Nu-mi chiar comod. Eu nu știu ce ieșiți un pui, trebuie să spun asta, da? Adică, dacă nu... N-aș ne cunoaște, mai ales la cameră, să zic, ce că-s mincinos. Deci nu o să poate. Ne cunosc asta. Că dacă nu știu deloc... Pentru că mi-a arătat că sunteți un profesor extraordinar. Păi da, nu pot să mint. Sunt și eu un om, na, nu pot să fie așa o chestie. Așa, că le știi pe toate, nu le poți ști. Tu știi că profesorii se pregătesc înainte de vină lecție, nu? Da, știu. Așa, deși se uite pe legheșițul, nu risc așa. Să deschid o carte, da, să fac chestii. Și mai vorbă pe foaie și după copii la tablă. Ai văzut și așa, nu? E vreo secvența asta. Bine, hai, mergem mai departe. Așa că trebuie să mă înțelegi și pe mine, da? Te rog. Arătați că 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Este egal cu 1 supra 2 minus 1 supra 3. Și calculați. 1. Și calculați. 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 45 ori 46. O faci pe primul, da? Păi primul. Eu, adică aducem la același numitor, nu? A, da. În dreapta. Aș juca în dreapta, da? Da. Deci, aș zice așa. 1 pe 2. 1 pe 2, luăm invers. 1 pe 2 minus 1 pe 3 este egal cu? La prima amplificăm cu 3. Corect. Și la a doua cu 2. Da. Și 3 pe 6 minus... Da, am vorbit noi că punem același lucru, da. 6. Și este 3 minus 2. 3 minus 2, care face? Care face... 1 pe 6. 1 pe 6. Dar pe 6 să zic 2 ori 3. Da. Deci egal cu 1 supra 2 ori 3. Da. Exact, și trebuia să arătăm. Și 1 pe 2 minus 1 pe 3 egal cu 1 supra 2 ori 3. Acum, la ce trebuie? Mai zăbovim un pic, da? Da. Înainte mă aventuria acolo, aș vrea să înțeleg fenomenul ăsta. Deci vezi că 1 supra 2 ori 3 se scrie ca 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da. Adică asta de aici se scrie ca 1 pe 2 minus 1 pe 3. Asta cum s-ar scrie după aia? 1 pe 3 minus 1 pe 4. Foarte tare, dar să verificăm și aici că este adevărat. Că nu știu sigur că e adevărat. Sau acolo mai putem scrie că 1 mai poate fi scris ca 4 minus 3. Ah, e foarte tare. Și după ce se simplifică direct. Uite așa! Deci pe 1 ăsta putem scrie ca 3 minus 2, după 4 minus 3, și pe 1 se distribuie în numitorii, da? Două fracții. Am mai făcut noi o parcă chestii de asta. Da. Hai să o luăm așa atunci, înseamnă că acolo e șmecheria. Aici, de fapt aici e ascuns. Uite că e 3 minus 2. Da. Deci fostul ăla 1 este 3 minus 2. Și 2 ori 3 rămân 6, distribuim 6 la fiecare, gata, ne descurcăm. Îl luăm așa, ești. Deoparte, 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus 1 supra 4 ori 5, mai strigă încă una. Plus mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 supra 45 ori 46, să scrie. Ca fiind, tot spuneam mai devreme. 3 minus 2 supra 3 minus 2 supra 2 ori 3 plus 4 minus 3 supra
3 ori 4. Da. Plus 4, 5 minus 4 supra 4 ori 5. Da. Plus puncte puncte. Plus 46 minus 45 supra 45 ori 46. Acum, 2 cu 2 se simplifică 3. A, nu? Da, nu, mai întâi ați de... Zicem, 3 pe asta, da. Minus 2 pe asta, așa nu se poate simplifica. Da. Pentru că este diferența acolo. Da. Nu-i produs. Și scriem 3 pe 2 ori 3. 3 supra 2 ori 3, așa. Minus 2 supra 2 ori 3. Da. Plus 4 supra 3 ori 4. Minus 3 supra 3 ori 4. Plus 5 supra 4 ori 5, minus 4 supra 4 ori 5, plus 5 puncte, plus 46 supra 45 ori 47, minus 45 supra 45 ori 47. Egal cu. Și acum se simplifică 3 cu 3, 2 cu 2, 4 cu 4, 3 cu 3, 4, 5 cu 5, 4 cu 4. Și așa departe. Pe urmă, 46 cu 46, 45 cu 45. Așa. Și rămâne doar 2 ori 3. Nu, rămâne 1 pe 2. A, da. Aici a rămas 1, da. Neapărat. Dacă 3 împărțit la 3, face 1, da? Da. Deci 1 pe 2. Minus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 3. Minus 1 pe 4. Plus 1 pe 4. Minus 1 pe 5. Da. Plus, puncte, puncte. Plus 4, 1 pe 45. Minus 1 pe 46, da. Plus 1 pe 46. Nu mai este. Atât. Da. 1 pe 45 minus 1 pe 46. Da. S-a terminat aici, da? Și acum, ce observăm? Că sunt două perechi de 3, două perechi de 4. Așa, dar unul e cu plus și altul e cu minus. A, da, și atunci rămâne doar 0. Aici face 0, e 1 ori 3 minus că 2 3, din coace 3, face 0 la 4, 5, așa cum cine ar veni, da. Tot 0. Și din... Vezi că este una așa. Rămas ăsta la început cu plus, da. Va rămâne la sfârșit cu minus. Da. Din ce motiv? Pentru că ei au fost perechi. 1 plus, 1 minus, 1 plus, 1 minus. Și s-au cuplat acum. Tot 2 câte 2 și a rămas ăsta cu plus și a rămas vecinul său automat la sfârșit cu minus. Da. Încât ăsta de aici va avea în față pe cineva cu, cu minus. Și da. Eu știu cine este. 1 pe 45. Care face tot 0. Da? Și cât este rezultatul? 1 pe 2. Da? Face 1 pe 2. Minus 1 pe 46. Da. Și egal cu? Păi numitorul cum să-l aflăm ca să putem face operația? Păi la prima putem aplica cu 46 și... Bun, și așa, dar căutăm cel mai mic. Căutăm să vedem dacă nu cumva chiar 46 ar fi suficient. Adică, dacă 46 se împarte la 2. Da. 46 se împarte la 2? Păi da, că e ultima cifră. A, 6, da. E 6, dar ce? Asta este bun. Da. 46. Și atunci amplificăm aici doar cu cine? Cu 23. Că numitorul comun că ambilor fracțiuni va fi 46. Și aici cu 1 n-are nicio... Și de ne rămâne ce? 23 minus, ca ne spunem aceeași numitor, 46, ne obișnuim așa. 46 minus 1. Și face ca rezultat? 22 pe 46.
4, 6. Și acum simplificăm prin 2. Da, și ne rămâne 11. Supra 23, nu? Da. 11 supra 23 este rezultatul. Vreau să clarificăm un pic lucrurile. De la ceea ce a însemnat, vezi, autorul ne cere pentru început să vedem dacă este corectă scrierea aceea 1 supra 2 ori 3 egal cu 1 pe 2 minus 1 pe 3, după care el ne îndeamnă să ne apucăm de exercițiu după acest model. Noi ne-am sesizat că 1 e de fapt 3 minus 2, că 1 e 4 minus 3 și mai departe, dar aici este momentul nu să simplificăm, că nici nu se pune problema, pentru că e diferență. N-am voie să simplificăm diferența. Și atunci, de unde provine 3 minus 2? De a fost de două fracții, care una l-avea pe 3, la numărător 3 supra 2 ori 3, și la cealaltă pe 2 supra 2 ori 3. Deci 3 supra 2 ori 3, minus 2 supra 2 ori 3. La fel și cu cealaltă fracție facem distribuind numitorul. Și în final, acum putem simplifica 2 cu 2, 3 cu 3, 4 cu 4. Dar aici rămâne 1. Să ne înțelegem totdeauna că dacă nu rămâne nimic, nu poți să spui nimic. Nici 0 nu rămâne, că 3 împărțit la 3 face 1. Da. Da? Deci 1 supra 2. Da? 1 pe 2, 1 pe 3 și așa mai departe. Și în final, al doilea moment frumos este că îi cuplează acum o parte de aici cu una care vine, da? Din cealaltă fracție. Da? Și astea două fac 0, astea fac 2, 0, 0, 0. Și rămâne prima cu plus și cealaltă la sfârșit cu minus, da? Și la sfârșit suntem în etapa de adunare sau de scădere a două sau mai multe fracții, că se află în cel mai mic număr la care se împart amândouă. Și 2 și 4, 6. Și e drept că 92, cum ai vrut să fie, de 2 ori 4, 6, fac 92. Da. E și el bun. Ar fi aplicat aici, dar nu e cel mai mic. Și noi urmăresc să lucrăm cu numere cele mai mici, când e la îndemână chestia asta, decât să lucrez cu numere mari. Mie chiar nu-mi convine. Nu-mi place să lucrez cu numere mari. De aceea să zicem că aflăm cel mai mic multiplu comun, da? Ăsta e motivul la operație cu fracții. Deci e timpul să repetăm încă o dată, Ștefania, operații cu fracții. Da? Ca să ne fie clar, să fie de acum literă de lege. Pentru totdeauna să avem clar în minte cum se adună, cum se scad. Adunarea și scăderea la un loc, de fapt, da? Adunarea și scăderea, pentru ele trebuie făcut același lucru. Înmulțirea și împărțirea. Deci trei lucruri trebuie să facem. Să avem noi pentru totdeauna, pentru cât stăm pe pământ, la matematică, la operații cu fracții, aceste lucruri trebuie să fie definitiv rămase în mintea ta. Ca trăitor pe pământ. Da? Asta trebuie să înțelegem. Așa, da, dragilor, gândim în felul următor. Deci notăm operații cu fracții. Insistăm ca și prietenii noștri să aibă acest lucru clar. Foarte clar. Operații cu fracții. Anume, adunarea, scăderea. Și noi trecem concret și până tragem la sfârșit concluziile care trebuie, da? Deci, adunarea și scăderea la un loc le privim, nu? Și anume, deci avem să știu, 3 pe 8 plus 5 pe 6 minus 1 pe 14 egal cu. Trebuie să găsim cel mai mic număr.
care are calitatea, că împărțit acela, să se împarte exact și la 8, și la 6, și la 14. Adică să fie acel număr care să se dividă, adică fără rest la împărțire. Dar să se împarte exact la 8, la 6 și la 14. Tu ce idee avea aici? Așa la întâmplare, să știi, nu putem da un răspuns. Eu dacă aș mai cere așa să spun, cât este numărul ăsta? Nu pot să spun deodată. Trebuie să am o tehnică pusă la punct. Și ideea era așa, să luăm deoparte fiecare numitor, pe 8, pe 6, pe 14, și să-l descompunem. Ca să vedem cum se scrie ca puteri ale numerelor pare, ale numerelor prime. Puteri. Deci, hai să zicem pe 8. 8 s-ar prin 2 odată, nu? Face 8 împărțat de 4, iar prin 2. 2, 2, 1. 8 egal cu 2 la 3, lucru pe care îl știam. Deci 8 e 2 la 3. Pe urmă, e 6. Îl putem scrie deodată, ca să nu mai pierd timp. 6 e 2 ori 3. Iar 14 este egal cu 2 ori 7. Da, Ionă, salut! Da, te-am sunat, am vrut să intru în direct și n-am reușit, mă rog, ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, că n-am mai reușit să intru în direct. Și dacă ai posibilitatea să intri, să vezi acolo ce este, să mă bagi în direct, eu îți mulțumesc frumos. Nu, n-am mai avut timp astăzi, că am fost la mănăstiri la Tisa, am avut Așa, așa, pe astăzi... da, neapărat trebuie să faci asta. Nu știu câte baterii mari. Oare mai are de jumătate de oră? Nu știu. Bine, atunci când vii, eu merg cu ea până când se oprește și cu asta basa. Și atunci vii și faci și treaba. Uite, mai are 2 ore. Eu nu-s mai are 2 ore. Da, când ajunge, vii și stăm și o rezolvăm, da? Da, deci 3 pe 8 plus 5 pe 6 minus 1 pe 14. Spuneam, după ce am făcut treaba asta, cel mai mic multiplu comun, adică e vorba de cel mai mic număr care să fie așa deștept să se împartă la toate exact, ar fi următorul. Căutăm pe cei comuni. Dintre cei comuni, luăm pe, iată, comunii ăsta, tot doi. Luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Deci, nu luăm pe 2 la 1, ci pe 2 la 3. Deci, dintre cei comuni, îl luăm pe cel mai, cu exponentul cel mai mare. Da. Acum, nu trebuie să fie comun peste tot, dacă e numai de două ori, la două numere, tot așa alegem dintre cei comuni, pe ăla cu exponentul cel mai mare. Dar luăm și pe cei necomuni. Îl mulțim și cu 3 și cu 7. Deci, iau comuni și necomuni. Comuni, dintre cei comuni, luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Iar dintre cei care nu sunt comuni, pe toți îi luăm. Și mulțim toți la un capul la altul. Așa se găsește numărul. Și atât cât ar fi aici, dacă ar fi să-l calculăm, ar fi 8, ori 3, ori 7. Adică 8 ori 21. Că 3 ori 7 fac 21. Și cât ar veni? 8 ori 1, 8. 8 ori 3, 16. 168. Ăsta e numărul care îl avem comun. Deci, practic, numitorul comun este, cât am zis, 168. Deci, punem 168. Numitorul comun. Și acum, ca să vedem cu cât amplificăm,
împărțim pe fiecare pe 168 la 8, la 6 și la 14. El se împarte singur. Te rog să faci asta, împărțire, 168 împărțit la 8. Deci 21. Deci 21 este, da? Da. La 6. Și 8 cumva credeam. Că rămâne acolo. Merge de două ori. Da. 12, rămâne 4. Coborâm pe 8. Da. 48. Și 6 în 48 de 8 ori. Da? Deci 28. 28 este aici. Iar la 14, ia vezi, uite. Da, da? 12. Bun. Și ar fi egal acum. Cu 21 ori 3, nu? Că împărțit da. Acolo. 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. Plus. Adică 5 ori 8, 0. 5 ori 2, 10 și cu 4, 5. Deci 5 ori 8, 4, 0 și 4. 5 ori 2, 10 și cu 4, 14. Ia mai fiu acolo, dacă zic eu bine, nu mai știu. Deci 5 ori 40, 0 și 4. 5 ori 2, 10 și cu 4, 14. Da? 140. Apoi, 12 ori 1, minus 12. Și egal cum? Hai să le adunăm pe aici și până să scădem. Vine... 3 și cu 0, 3. 6 și cu 4, 1 1 și cu 1 acela 2. 203 minus 12 supra 168. Și iată cât face, să facem calculul. 203 minus 12 face 3 scăzut 2, 1. 1 din 10, 9. Și 1, da? 191 pe 168. Ia să vedem dacă asta este reductibilă sau ireductibilă. Mai întâi, începem prin 2. Da? Prin 2 s-ar putea? Nu, că nu merge cel de sus. Nu merge ăsta de sus, ăsta vrea în jos. Prin 3. 9 și 1, 10 și 1, 11, nu. Nu vrea ăsta de sus, trebuia să fie 12. O, sau 9, nu mă se împarte exact la 3. Da? Deci prin 2, 3, nu. Prin 5. Nici vorbă. Că niciun. Da. Căutăm acum prin 7. Numele prime care le știm. 7, 11, 13, da? 13, 17, 19, și mai departe. Prin 7. Căutăm să-l împărțim pe 100, unul din ei. Că dacă se împarte unul din ei, deci dacă se împarte unul din ei, ne duce și așa altul. În loc de 168, că e mai mic. Da. Da? Deci 168 împărțit la 7. 7 în 16? 2 ori. 2 ori 7, 14. 4 ori 7, 28. Ce chestie o mers prin 7? 191, să-l încercăm prin 7. Prin 7. Merge tot de 2 ori. 2 7, 14. 15, rămâne 5 și 1. 51. 7, 51 de 5. 7 ori câți fac 51? După nu, nu am nicio chestie, nu? Deci nu merge prin 7.
Atunci încercăm prin 13, nu? Da. Nu, prin 11 avem următorul număr prim. 68. 11, o dată. Rămâne 5 și 8, 11, da. 9. 9 merge. Dacă nu mergi la ăsta, nu mai încercăm și la celălalt. Numai când merge la 1, mă duc și la celălalt. 168, acum încercăm prin 13. Odată. Odată. Rămâne 3. Da. 8. 38. 38 și 9. Nu merge decât de două ori. Da. De trei ori n-ar merge. Și dacă am ajuns să încep să am un cât mai mic decât Învățătorul, mă opresc. Nu mai încerc și prin 17. Da, da. Prin 17. Că n-are rost. De așa am scăzut sub el, da? Deci, notează observație. Observație foarte importantă. Observație. Încercăm prin numerele prime. Încercăm prin numerele de prime 7, 11, 13, 17, 19, da? Puncte, puncte. Deci încercăm prin numerele prime până când sesizăm că la împărțire câtul este mai mic decât împărțitor. Câtul este mai mic decât împărțitor. Iar după aceea, din clipa aceea ne oprim. Deci încercăm așa până când ajungem la momentul ăsta. Sublinează că este cel mai tare lucru pe care l-am spus astăzi. Da? Foarte important. Foarte important. Că apare întrebarea, dar până când încercăm așa cu numele prime? Până când am ajuns la un cât mai mic decât împărțitor. Și atunci, dacă se întâmplă chestia asta, ne oprim. Și tragem concluzia că aceasta este fracție. Fracție de care? Ireductibilă. Nesimplificabilă, adică, da? Ireductibilă. Este fracție ireductibilă. Hai să mai reluăm încă o dată Ștefania, de la capăt, și să sesizăm următoarele lucruri. Că 3 pe 8 adunat cu 5 pe 6 minus 1 pe 17, ori de câte ori ai adunare și scădere între fracții, nu stai pe gânduri și imediat ataci, spunându-ți, mă interesează să aflu cel mai mic număr, pentru că obiectivul meu este să aduc la același numitor. Și trebuie să aflu cel mai mic număr care este capabil să împartă și la 8, și la 6, și la 14. Nu vei reuși niciodată din prima să dai peste numărul respectiv. Deci niciodată. Da, acum am camera asta mare, n-am să mai schimb, nu mai știu cum să funcționeze. Am să-l trec pe băiatul ăsta care vine, dacă mai trebuie să mai fracționez. Cred că las așa, o singură bucată. Vorbești cu Cristi. Lăsăm deocamdată așa. Scap și de obsesia asta, ca să mai schimb. Da. Spuneam că important este ca îndată ce ai de adunat sau scăzut fracții să ai atenția să-ți fie îndreptată spre acest moment. Trebuie să aduc la același numitor. Numai la adunare și scădere. Iar pentru asta, descoperirea numărului ăsta, cel mai mic număr care să fie capabil să se împarte exact și la 8, și la 6, și la 14, și câte ori mai și fracții, la toate celelalte fracții, deci acest lucru nu-i chiar la îndemână. Nu-l poți ghici deodată, că nu ai cum să te uiți așa, zici, asta e. Adică dacă nimeni fi cel 8, 6 și 14, care o 68, ei cum să dau așa răspunsul? Trebuie să analizez. Și de aceea, luăm pe 8 și îl descompunem 2 la 3, pe 6, 2 ori 3, pe 14, 2 ori 7, după care
am tehnica asta pusă la punct. Că pentru a ajunge la numărul ăla, 168, dintre cei comuni, iau pe cel cu exponentul cel mai mare, și iau și pe urmă toți cei, deci dintre comuni, iau pe cel cu exponentul cel mai mare și iau înmulțiți și cu toți cei necomuni, pe care îi întâlnesc peste tot, de la toate descompunerile. Deci iau și comuni și necomuni. Dintre cei comuni, doar pe cei cu exponentul cel mai mare, și după aceea se înmulțește în continuare pentru a ajunge la numărul respectiv cu toți ce găsește acolo. Uitându-te la tal, la toți. 3, îl băgăm 7, îl băgăm, dacă vă ieși 5, îl băgăm și pe acela. Deci neapărat și necomunii se iau. Și se găsește în urma înmulțirii 168. Acum, trebuie să începem operația invers. Pe acest 168 trebuie să împărțim la 8, la 6, la 14, ca să vedem cât amplificăm. Dar în mod sigur, dacă am lucrat corect, se împarte exact 168 la 8. Și la 6, și la 14. Dar trebuie să facem o perioadă împărțirii atât cu atenție și știi sigur că se împarte corect, se împarte exact. Dar acum să aduc o șmecherie, să arăt o șmecherie, repet, o șmecherie foarte tare încât să nu mai fac împărțirea. Să știu de dată. 21, 28. 12. Deci fără să faci împărțirea, fete, că e foarte tare. Îți dai seama că e mărit ritmul de lucru. Da. Că dacă nu mai fac împărțirile. Și acum zic, fete, la 8, da? Vreau să fac la 8 împărțirea. Da. Zic, la 8 vreau. 8 cu cine este egal? 2 la 3. Pun una pe 2 la 3, la copa pe 2 la 3. Și ce rămâne? 3 ori 7. Păi foarte tare asta. Da, Sandra? Da, da, da. E încuiată. Nu, împinge, te rog. Împinge. E încuiată, ai dreptate. Așa, să văd eu. Am văzut spăcheli, nu? Așa, mă spăcheli, am văzut spăcheli. Așa, dar vine șef la mine, așa vă zis. Mă trimis pe mine că tot e șeamă aici la cumpărături. Să vă, să vin să vă aduc încărcătorul. Hai închide ușa, când vrei. Deci, spuneai așa, că... Așa, așa, deci trebuie să scoateți acumulatorul, dar dacă dumneavoastră acum filmați... Da, filmez, da. Și spune undeva la asta, sau cum? Da, dar nu știu, între doi acumulatori cumva? Nu, singur acumulator, ăsta era. Ăsta e acumulatorul, nu? Da, dar văd mai alt spațiu. Nu știu unde să faci, încerc o mână. De ce nu cred că... Ia să vedem, poate merge încărcat, dar ceea ce nu cred. Poate fac pe o poate bocă, se încarcă în același timp. Da, priză? Să bag? Da, un pic. Asta abia am așezat-o eu, nu-s așa cu... Ca să... Acolo. Nu se văd dacă se încarcă. Da, da, să un pic. Lasă că... Vor să încarcă, poate ceva? Lasă, să sunt pe unul. Așa, eu sunt în timpul filmului acum. Tu sună, vorbește cu el și... Spune că îl rog să și vină când... Sau se poate să intre acolo când... A, să intre ca să verifice dacă merge. Da, da, da. Nu merg acum. Nu merg pe transmisiune în direct. A, nu merge, deci. Da, 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 da. Și să-l... roagă să vină. Să văd dacă apare pe undeva. Că se încarcă. Așa. A, dar nu se încarcă acum, nu. Dacă da. Nu vă spun.
Uite s-am făcut o pauză să se continuăm. Deci văd că am plătit că repede cu 21 pentru că am pus mâna pe 8. E mișcată un pic acolo? Nu, i-am scos asta, că nu se încarcă acum. Da? Deci nu se încarcă în timpul? Nu, trebuie scos acum. Trebuie să vină Ionuț. Oricum, acum aveți baterii. Păi am dat, dar să vină... Aveți da. Am vorbit eu, am vorbit eu cu el. Eventual scoateți acumulatorul. Dar n-am nicio pauză. A, n-aveți pauză. Nu, n-am nicio pauză. Trebuie să vin el să mă lăburească, poate să poate... Încărca între timp. Merge pe direct. Mă gândesc că merge pe direct dacă l-am băgat aici. Da, dar el zicea că ar trebui scos acumulatorul ca să îl bag la încărcat. Acum vorbesc cu el. Vorbești cu el și... Da, și zic. Și vă sun eventual să vă spun ce să fac. Da, 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 mă sun tu, dar vin el. Dacă vine într-o jumătate de oră, așa mi-a spus. Vine într-o jumătate de oră. Trebuie să faci treabă. Da, bine. Da? La revedere. La revedere. Deci, aici 21, aici, cu cât amplificăm? Cu 28. Din ce motiv? Pentru că îl acoperam pe 3. Și pe 3 și pe un 2. Că e 6, e 2 ori 3. Da. Și luăm din 2 la 3, un 2, ca să facă, vezi că 2 la 3 poate fi așa. E uite, 2 la 3, este egal cu 2 la a doua ori 2. Și un 2 l-a mușcat lângă 3, 2 ori 3 fac 6 și a rămas 2 la a doua, care înseamnă 4, 4 ori 7, 28. Da? Da. Deci, eu mă uit 6, tu ce ai nevoie? Un 2 și un 3, un 3 l-am. Dar mai trebuie și un 2 lângă tine. Îl iau din 2 la a 3, și rămâne 2 la a 2, da. Care înseamnă 2 la a 2, 4, ori 7. Deci cu tot ce e în plus amplifici. Da. Da? Și la 14. 14 cât e 2 ori 7. 7 pun, îi mai trebuie un 2. Îl iau din unde? Din 2 la a 3. Rămâne un 2 la a 2. Da. 2 la a 2 face 4, ori 3. 14. Deci foarte ușor dacă prinzi șmecheria asta. Da. Nu mai stai și să muncești, să faci 168 împărțiri la fiecare din ăștia. Da. Da? Deci dai răspuns rapid față de colegul tău care face chestia asta, el pierde mai mult timp. Finalul este că tu termini greșitul mai repede. E câștigat timp. Deci este o șmecherie care merită reținută. Hai să mai facem încă una, da? Zicem așa. 3 supra 50 plus 1 supra 8 minus 4 supra 7 ori 42, să zic așa. 7 supra 42 plus 5 supra 21. Egal. Pe 50. Așa. Luăm deoparte. Dar înainte de a demara asta, da. Și înainte de a demara, te uiți la toate fracții, să vezi dacă poți face simplificări. Și atunci zice așa, 3 pe 50, rămâne așa, că se vede că nu se simplifică nimic. 1 pe 8 n-ai ce faci. Dar 4 pe 20, 42, se mai poate pentru 2 măcar. Sau chiar prin 4, că 4, 4, o, nu, prin 2. Prin 2, prin 4 nu merge. Deci 3 pe 8 te scrii. 3 pe 8. 3 pe 8. Nu 3 pe 8, 3 pe 3 pe 50. Plus 1 pe 8. Rămâne așa. Minus, dacă simplificăm prin 2, cât vine aici? 2 pe 21. Da. Plus 5 pe 21. 5 pe 21. Da, 2 pe 21 și 5 pe 21, fiindcă au același numitor, poți să operezi. Da, și... Egal cu 3 pe... 3 pe 50. 3 pe 50. 1 pe 8, minus 2 plus 5, adică 7 pe 21. De ce 7? Păi nu-i, nu-i bine așa. Este, după cum observ eu, 5 minus 2. Păi e plus. Da, e drept. Dar e și minus. Eu l-am zis. Ah.
5 ore cu plus. Eu pot să schimb ordinea între acestea două, da? Deci pot să zic așa. Hai să scriem chiar așa. Plus 5, plus 5 supra 21, minus 2 pe 21. Că dacă îi schimbi între ei cu semnul lor, e foarte bine. Deci 5 pe 21 l-am pus după 1 pe 8 și minus 1 pe 21 l-am lăsat la sfârșit. Da. Da? Deci egal mai departe cu cine acum? 3 pe 50. Deci egal cu 3 supra 50. Mai departe. Plus 1 pe 8. 1 pe 8. Plus. Da. 7. 5 minus 2? 5 minus 2 este, da? Dacă ar fost plus, face 7 pe 21, da? Așa? E 3 pe 21. Așa vine? 5 minus 2? 3 pe 21. Dar 3 pe 21 e simplificabil. Prin cât? Printr-un 3. Printr-un 3. Că 21 se parte la 3. Da. Și 3 se parte prin 3, da? Da. Deci egal mai departe cu 5 pe 50. Nu 5 pe 3 pe 50. Plus 1 pe 8, plus 1 pe 7. Deci în loc să le am pe toate așa, toate 4, am numai 3. Și toate am operat unde s-a putut opera. Și am numai 3 și mie e mult mai la îndemână să mă apuc să descompun. Așa și muncim mult mai mult. Deci o prima observație ar fi așa, că dacă după simplificare încerci să faci toate fracțiile, cum să le faci? Toate de să le faci ireductibile. Să le faci ireductibile. Bunoară 4 prin 42, ea este reductibilă, adică simplificabilă. Pe scurt, într-un limbaj de asta, reductibil sau ireductibil, zicem așa. Ne uităm la toate fracțiile și unii se mai poate simplifica numărător cu numitor, simplificăm. Da. Da? Aici, asta înseamnă că o să faci ireductibilă. Îți simplifici. Așa. Și aici ești zis că prin 2 se poate, foarte bine. Și aici ești zis că au același numitor, hai să operăm la ele. Cu astea. Și după ce ai terminat de la un capul la altul, atunci, neamai având încă o tromă, ne-ai avut nicio șansă, te apuci să afli cel mai mic